Bună ziua! Peste 2 milioane de români suferă de diabet. Înainte de diabet există ani de zile modificări în organism, în acest timp chiar putem să facem ceva pentru noi. Sunt Andreea Groza, alături de mine este medicul primar de diabet și boli de nutriție, Răzvan Vasilescu. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Înainte de diabet trebuie să înțelegem ceva simplu. Mâncăm. Ce se întâmplă în organism după ce mâncăm? Copios, să spunem. Noastră a spus: În România, aproximativ 2 milioane de, de persoane suferă de diabet. Jumătate din ei nu sunt diagnosticați, iar pe lângă ei mai există încă, să zicem, aproximativ un milion care au prediabet, ceea ce înseamnă alterarea glicemiei a jon sau toleranța alterată la glucoză, adică valori ale glicemiei care nu pun diagnosticul de diabet, dar contribuie la apariția complicațiilor. Pentru că din momentul în care glicemia crește față de un prag, complicațiile încep să apară. Cu cât crește mai mult, cu atât riscul de apariție a complicațiilor este mai mare. Iar în lume, în momentul de față, ca să avem o imagine a acestei boli, se estimează că există aproximativ 450 de milioane de pacienți cu diabet. Iar pentru 2045 se estimează că numărul lor va crește la 700 de milioane. Și să ne gândim că în anul 2000 erau 150 de milioane. Deci în 20 de ani, numărul lor s-a triplat. Deci trebuie să acționăm, pentru că altfel vom ajunge ca întreaga populație să aibă, uh, să aibă diabet. Acționăm de la început. Ce înseamnă o masă copioasă? Ce se întâmplă în interiorul nostru? O masă copioasă, acum fiecare are o definiție a unei mese copioase, dar o masă copioasă înseamnă o masă în care mâncăm mult mai mult decât am avea nevoie, o masă în care mâncăm alimente bogate caloric pentru că nu volumul ne dă numărul de calorii.